Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din Zodia Balanță. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să vedem pentru nativii din Zodia Balanță sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau orice alte plasamente planetare importante în Zodia Balanță, precum și pentru cei care aveți în viața voastră pe cineva din Zodia Balanță și sunteți curioși de ce îi așteaptă pe acești nativi din Balanță în luna iulie. Hai să scoatem o carte pentru partea de dragoste, o carte pentru sănătatea și o carte pentru afacerile, banii și cariera balanțelor. Foarte interesant, avem aici energii din tot spectrul. În primul rând, în privința dragostei, în privința relațiilor voastre amoroase, avem aici Regina de Săbii, o energie foarte rece, foarte calculată, foarte strategică și în același timp foarte ambițioasă. E interesant că a ieșit această energie pe relațiile voastre de dragoste, înseamnă că balanțele au de lucru aici pe sectorul relațiilor. Indiferent că sunteți singuri, indiferent că sunteți deja într-o relație de lungă durată, aici trebuie să vă faceți o strategie pe termen lung și să lucrați metodic pentru a vă atinge țelurile. Hai să clarificăm această regină de săbii, această energie care aparent nu e compatibilă cu dragostea și cu emoțiile, pentru că regina de săbii este foarte calculată, dar hai să vedem de ce trebuie balanțele să fie calculate și metodice în relațiile lor de dragoste în luna iulie. Interesant. Foarte similar cu clarificarea care a ieșit pentru nativii din Zodia Fecioară, prin urmare, poate ar trebui să vă uitați și la etalarea pentru Fecioară. Avem aici Treiul de Săbii. Avem o durere, o dezamăgire amoroasă, pe care acum balanțele trebuie să facă cumva, să o lase în trecut, să treacă peste acest moment și văd că aici, dacă vă folosiți de aspectele raționale ale zodiei voastre, pentru că la urma urmei balanța este o zodie din suita de aer și mentalul vostru, raționalul vostru este foarte pregnant. Dacă vă folosiți de aceste aspecte ale ființei voastre, o să puteți să treceți, să înțelegeți rațional, mental ce s-a întâmplat acolo și de ce s-au întâmplat lucrurile așa cum s-au întâmplat și atunci o să puteți să treceți mai departe și să acceptați această ofertă foarte sinceră care vine aici de la un paș de cupe, care aparent pare imatur. Fie pașul de cupe, fie oferta pare imatură. Dar uitați aici, cu asul de monede este o ofertă reală, este o ofertă stabilă, solidă, bazată pe realitate. Prin urmare, pentru balanțele care sunt singure, pentru că în trecut au avut o decepție, fie că ați fost înșelați sau trădați într-un fel sau altul de niște parteneri din trecut, fiți atenți în luna iulie, pentru că aici o să apară un paș de cupe, o să apară o persoană nouă. Trebuie să fie o persoană mai tânără decât voi sau cu o energie mai tânără, mai imatură, mai puerilă, care vă face o ofertă foarte sinceră de dragoste, dar în același timp este o ofertă pe care vă puteți baza. De aceea e important să vă folosiți de prima parte a lunii iulie ca să vă
debarasați de această trădare din trecut, de aceste resentimente din trecut, să faceți munca reginei de săbii și într-un mod metodic să lăsați trecutul în urmă, pentru că viitorul este foarte frumos. Pentru fecioarele care sunteți deja într-o relație de dragoste, care sunteți deja într-o relație stabilă, văd că în luna iulie puteți să o luați de la capăt cu partenerul sau partenera voastră, să vă reînnodați iubirea, pasiunea, înțelegerea între cei doi parteneri și să puneți niște fundații solide pentru relația voastră. Și aici fiți foarte atenți, pentru că voi nu sunteți singurii care suferă. Poate la fel de bine și partenerul sau partenera voastră să sufere de aceste trei săbi înfipte în inimă. În urmare, poate reușiți să arătați mai multă empatie. Mai departe, în privința sănătății voastre, avem aici o arcană majoră foarte frumoasă, e vorba de temperanța, îngerul cumpătării, cartea care în tarot reprezintă zodia săgetătorului și care în acest set de cărți vine combinată cu energia doiului de cupe. Dragele mele balanțe, văd că aici, pe partea de sănătate, o să primiți un foarte mare ajutor de la partenerul sau partenera voastră de viață. Iar dacă sunteți singuri, e posibil să întâlniți pe cineva care fie lucrează în domeniul medical sau în încercarea voastră de a fi mai sănătoși, de a face mai multă mișcare, de a mânca mai sănătos, cumva să vă conectați cu o persoană care are această energie de suflet pereche, care vă completează, vă echilibrează. Hai să clarificăm această carte atât de frumoasă care a apărut aici pe partea de sănătate pentru nativii din balanță. Da, e clar că aici sănătatea voastră și emoțiile voastre, relațiile voastre de dragoste sunt foarte, foarte strâns întrepătrunse. Uitați aici, doiul de cupe, cartea de suflet pereche, asul de cupe, un nou început plin de dragoste, plin de iubire și cinciul de săbi, iarăși avertismentul, la fel ca și regina de săbi, avertismentul, atenție să nu fiți prea reci, prea calculați. Da, e ok să vă folosiți și de partea analitică a minții voastre, dar în același timp aici văd că trebuie să încorporați și cupele, emoțiile, sentimentele, să țineți cont și de această variabilă atunci când calculați foarte rece această ecuație a vieții voastre. Pentru că aici aceste variabile care sunt cupele pot să vă aducă vindecarea și fizică și emoțională. Și aveți grijă în luna iulie la certuri. Nu intrați în dispute, nu intrați în certuri, aveți foarte mare grijă care sunt bătăliile pe care alegeți să le luptați în această lună. Pentru că aici cu cinciul de săbi există un mare risc ca și atunci când ieșiți învingător, de fapt să aveți mai multe de pierdut decât de câștigat. Pentru acele balanțe care fie voi lucrați în domeniul medical, fie partenerul sau partenera voastră lucrează în domeniul medical, văd că aici lucrurile sunt foarte întrepătrunse între relația voastră și sănătatea voastră și va trebui să găsiți un echilibru, pentru că asta este lecția temperanței, lecția cumpătării. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, aici avem o carte foarte interesantă, este vorba de spânzuratul combinat cu energia doiului de săbi. Văd aici că pe partea de afaceri, bani, carieră, este foarte important să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru că orice stagnare, orice probleme întâmpinați pe acest domeniu al vieții este doar din cauza unei viziuni limitate și este la îndemâna voastră să luați cele două săbii care vă constrâng și să le folosiți ca să vă dați jos de la ochi această banderolă, această eșarfă care nu vă lasă să vedeți adevărul pe de-a întregul. Prin urmare, dragele mele balanțe, în luna iulie faceți acest exercițiu de imaginație și nu doar în cariera voastră, și în dragoste și în sănătate. Puneți-vă în pielea
celelalte persoane. Înainte să vă pregătiți prezentarea, înainte să vă pregătiți discursul, puneți-vă în pielea audienței voastre, a persoanei pe care vreți să o convingeți să investească în afacerea voastră, a șefului pe care vreți să-l convingeți să vă dea mărirea de salar, a subalternilor pe care vreți să-i convingeți să facă anumite lucruri pe care ei nu neapărat își doresc să le facă. Pentru că aici, din această empatie, o să vină acea viziune, o să vi se deschidă al treilea ochi și o să puteți să găsiți exact cuvintele potrivite, să faceți acțiunile potrivite, să găsiți strategia potrivită, să aduceți mai mult echilibru, mai multă cumpătare în viața voastră și să obțineți ceea ce vă doriți în afaceri, în bani, în carieră. Pentru acele balanțe care au idei originale, năstrușnice. De asemenea, pentru balanțe este important în luna iulie să vă conectați cu intuiția voastră și cu creativitatea voastră. Pentru că această carte în tarot reprezintă și planeta Neptun și ne vorbește despre o inspirație divină. S-ar putea ca în luna iulie să vă vină niște idei efectiv plantate în creierul vostru de divinitate, idei pe baza cărora o să puteți să vă construiți mai multă independență financiară. Hai să clarificăm această arcană majoră, de ce a apărut aici pe partea de afaceri, bani și carieră, pentru că în sine această carte este una foarte efemeră, ne vorbește despre idei, de gânduri, de proiecte, dar nu neapărat și de rezultate care se văd în această lună, așa că hai să clarificăm când puteți să vedeți și rezultatele acestor idei originale, acestui nou mod de a vedea lucrurile și de a gândi. Uite că au ieșit și monedele, foarte interesant, văd că rezultatul va dura ceva până o să vină la voi, pentru că aici 10-le de monede este o carte aflată spre finalul suitei de monede. Pentru parte dintre voi e posibil ca în această lună iulie să puneți bazele unor proiecte care o să dea rezultate de-abia peste ani. Dar dacă reușiți aici cu doiul de monede să găsiți echilibrul și cu regina de bâte să vă folosiți de carisma voastră în folosul vostru, puteți să vedeți aceste rezultate mai devreme. Totul depinde de felul în care abordați situația. În orice caz e clar că mai devreme sau mai târziu rezultatele o să apară și cu 10-le de monede vor fi niște rezultate fabuloase, fantastice. Aici voi puneți bazele unei afaceri pe care o să puteți să o lăsați moștenire și copiilor, puneți bazele unor investiții pe baza cărora generații de-a rândul de acum înainte o să beneficieze de această stabilitate. Dacă lucrați, sunteți angajați pentru o companie aici, iarăși puneți bazele unei cariere foarte solide, de durată, din care tot o să creșteți și o să evoluați. Per total, o energie foarte frumoasă și, în general, toată luna iulie pare să fie benefică pentru voi. Dacă învățați că uneori trebuie să vă țineți gura, că uneori trebuie să acceptați niște pierderi pentru că aveți o strategie pe termen lung, dacă învățați să vedeți lucrurile și din alt punct de vedere și să empatizați oarecum cu oamenii, să vă puneți în pielea celuilalt, nu văd de ce lucrurile nu ar ieși exact așa cum vă doriți voi în luna iulie. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card din aceste cărți Oracol Puterea Gândului, un mesaj frumos cu care să finalizăm această etalare lunară, un gând frumos care să vă urmărească și să vă încurajeze toată luna iulie. Bineînțeles că o să fac în continuare și etalările zilnice, dar acestea sunt reduse la un minut pe zi, pentru că vreau să vă folosiți detaliile zilnice doar ca de niște semne de circulație care vă ghidează, vă ajută să vă orientați zi de zi. În schimb, majoritatea informațiilor mă aștept să vi le luați din aceste etalări lunare pe zodii, de aceea e foarte important să aflați care este ascendentul vostru, în ce semn zodiacal era luna la momentul la care v-ați născut și să vă uitați și la interpretările
pentru acele semne zodiacale, ca să vă puteți face o imagine mai completă asupra energiei, asupra potențialului vostru în luna iulie. Și acum hai să vedem cartea pentru nativii din balanță pentru luna iulie. Mesajul, gândul frumos pentru voi pentru această lună este următorul. Văd cu claritate. Sunt gata să iert. Aduc viziunii mele iubire și privesc cu compasiune și înțelegere. Înțelegerea mea clară e reflectată în lumea mea exterioară. Foarte frumos, exact ce v-am spus până acum. Atunci când îmbinați raționalul vostru cu compasiunea, o să vedeți lucrurile cu claritate și o să vedeți exact direcția pe care divinitatea vrea să vă pună. Nu o să vă mai simțiți ca o frunză în vânt, ci o să vă simțiți în controlul destinului vostru. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în etalările următoare. Pa, pa!